Intrăm în bucătărie. De ce are omul frigider? Păi să pună jamboane, să pună beri, să pună de toate. Dar noi ăștia amărâții o să punem ce-am luat, ce-am cumpărat astăzi. O să le scoatem pe masă. Adică un ghiozdan plin. E un vin bun, un merlot. Opa, așa. Merlot. Foarte bun. Energizant. Așa, și încă un suc. O apă tonică. Și să vă arăt ghiozdanul, care o mare fiță. Se poate vedea firma. Mare fiță. Are o grămadă de buzunare. Asta are pentru laptop. Și fița fițelor are pelerina, fratele meu. Dacă poți să-ți dai seama. Ce ghiozdan fiță. Cam așa arată un 50 de euro ghiozdan. Bineînțeles că nu l-am cumpărat, că doar nu suntem proști.